Bună dimineața! Dați așa că înțelegeți. Așa. Bun. După cum ați văzut, ne-am pregătit și urmează să plecăm și să părăsim acest apartament. Apartament dubios cu duș în cameră. Mângâi dușul. Bine, înainte să plecăm, o să vă mai arăt încă o dată apartamentul. Am oprit aici la o cafeluță, prăjiturică, brioșă, ăștia cu cele, ca să pierdem vremea, practic. Ce am stat aici? Cât am stat? Mult. Și acum o să mergem spre gară. De fapt, nu, întâi mergem să mâncăm ceva și după aia mergem spre gară să luăm autobuzul către Suedia. Da? Către Sulina. Sulina, gata. La falafel. Așteptăm falafel. Suntem foarte supărați pe danezi pentru că nu ne dau net. Adică la majoritatea locurilor și cafenelor în care te duci să bei ceva, să mănânci ceva rapid, gen fast food, au wifi, dar nu vor să dea parola. Adică nu mi se pare fair. De ce? Noi dăm ei cum e la noi, noi le dăm parola la net. Nu? Mă rog, cu aplicația asta extra, nu are wifi map. Da. Dar îmi găsește diferite parole. Da. Nici, din păcate, niciun. Da. Dar sperăm să mâncăm măcar un falafel bun aici la Fașa Kebab. Foarte drăguț, trebuia să primesc un falafel. Am primit hummus. Foarte drăguț. Bravo, Fașa Kebab. Tu ai primit ce ai comandat? Nu. O să primesc un adon la kebab mare. Asta a fost cam mică. Gata, guys, am ajuns și în Suedia, ne-am cazat și, sinceră să fiu, după cum arată camera asta, cred că ăsta, înainte să fie hotel, a fost gen un bloc de apartamente sau ceva. Adică arată chiar ca un apartament. Asta cred că era sufragerie. Bine, nu înțeleg unde ar fi fost bucătăria. De fapt, probabil că asta era o garsonieră sau ceva. Că aici o baie mică, e intrarea. Aici ar fi fost sufragerie cu bucătărie, să zicem. Și aici dormitorul. Și atâta. Dar nu știu. E ciudat, oricum e o cameră. E cea mai ciudată cameră de hotel în care am fost vreodată. Adică sunt două camere cu două intrări. O ușă între ele. Sunt aici două paturi. Aici sunt două paturi și două scaune. Mai sunt un scaun acolo, un birou. Baia. Intrarea asta, de fapt, e încuiată. Nu știu, e foarte ciudat, adică chiar ciudat. Dar suntem fix în stradă, adică vedem toată strada din Malmö. Și am o să mergem să ne plimbăm pe aici puțin, să vedem ce putem găsi prin Malmö.
În seara asta am zis că o să dormim separat. Fiecare în camera lui. Și după ce am fost la magazin să luăm ceva de mâncare. Ce fericit este Alex. Da. Bine, el nu e foarte fericit pentru că tocmai a aflat că nu s-a făcut curățenie în cameră. Cred că nu s-a făcut. Da, bănuim. Dar nu cred că pixelul ar fi căzut doamnei de la serviciu, pentru că ea scrie, deci e foarte multe romane în timp ce faci gura prin camere. Da. Am luat niște paste mac and cheese și niște herring. Sau eu bănuiesc că e herring. Sper să fie doamne herring. Doamne ajută, e mat jes. Mat jes, da. Nu știu, e mat doamne. Jes. Și eu mi-am luat killing. Nu e, nu se numește killing. Se numește altfel. Kickling broast filet. Kickling. E de fapt piept de pui. Da. Poftă bună nouă! Și poftă bună poți să ai cu un piept de pui.